Una peste alta, mie, să știți că nu mi se pare că Diana s-a lăsat ușor. Mie mi se pare că a punctat foarte bine ceea ce era de punctat. A cerut și niște explicații, i s-a oferit acele explicații, cumva de acolo chiar nu mai avea ce să facă. Apropierele dintre ei, deși și-au recunoscut unul altuia că sunt îndrăgostiți, au fost ca și într-o cunoaștere. La fel, nu mi se pare că s-a lăsat ușor deloc. Mi se pare că, într-adevăr, Dani este îndrăgostit și cred că și Diana îl place foarte tare și cumva din acest motiv a și rămas în această cunoaștere, pentru că ați văzut ce a zis, că alta în locul meu, sau dacă tu ai fost în locul meu, ai fi cedat imediat, dar eu, pentru că am simțit ce am simțit, am rămas acolo și mi-am permis cumva să rămân în această cunoaștere și să încercăm să ne fie bine împreună. Până la urmă, din punctul meu de vedere, chiar îmi plac foarte tare. Deși nu prea aveam încredere în Dani, datorită mamei lui, cumva sunt cam singurul cuplu care îmi plac ambii parteneri despre asta. Pentru că știți că îmi place Sabrina, îmi place foarte tare Cătălina, îmi place și Vlăduț, dar cumva la ei e ceva diferit.